În Grăiță, săptămâna trecută, și s-a făcut iar poftă de exprimare. Da, aș vrea să vadă lumea, poate a urmărit instanța cum lucrează la mine de vreme. Și eu cred că nu fost cu camera acolo, ne-am hotărât acolo veșivă. Că la mine când fata i-a dat la mama cu traiul, așa judecătorească, tot ne-amâna, eu ducem marturii, plătim drumul la marturii. Marturii nu erau obligat să meargă la care o văd copilul, că eu l-am crescut la vârstă de 5 luni. Păi în cazul ăsta, maică ta-i martor, ea chiar are interes. Nu că interes, judecătoria asta era obligată să o asculte, să o fugărească de acolo. Dar să o asculte că în baza lui maică mea se adeverește că el nu de copilul zgrăiesc. Pentru că, înțelegi cum să lămâiesc, că eu am o hotărâre, a fost tras la răspundere, a fost asusă, eu plătit amendă. Dacă o plătit amendă, că e ascunde copilul, nu înseamnă că e niodat copilul. Și până acum, fiecare sâmbătă, fiecare duminică trebuie și amendată. Dar nu amendată, trebuie și dosar penal pe asta numai. E intenționat ascunde copilul. Câte amenzi îți permite la om? Și fără de termen poți facă așa. Una și una amenzi se facă. La fiecare sâmbătă, fiecare duminică amenzi. Mai ales că probabil nici nu plătește amenzele. Nu, aici nu-l plătești, dar și ei au plătit. Atunci când eu am pe 60, pe articol 64, dar cătare în România e penal asta. Nu-i contravenție. Dar pe articolul 64 iar ai plătit o amendă. Când, știi cum a fost articolul ăsta? Articolul ăsta i-am scris deodată, am dat la poliție, că nu e fata, că nu pot vedea. Poliția a încercat să-și ia dosar penal. Nu a făcut dosar penal, eu a făcut pe articolul 64 contravenție. O dată procuratură. Procuratura a socotit că e vinovată și a făcut contravenția asta. Procuratura a dat judecată și procurorul i-a spus eu pe mame ca martor că asta îți dovedește că el nu îmi dă copilul. Și acum fix așa trebuie Rosița să nu fugărească pe mama, dar să-i spui să așeze, chiar dacă nu marturi, iese n-avea drept să fugărească din ședință. Ai văzut că ești pe minim alungat de acolo, că ca și-au zis președintele instanței și poate chiar au zis că zbuiuțiță ăștia. Nu e corect. N-are dreptul președintele judecății să... Cum? Președintele judecății e mai presus ca legea? Ei, vezi că e stare... Domnule, și are stare cu alertă din cauza pandemiei. Au și o parte de dreptate că se răspândește coronavirus. Domnule, la mine de 3 ani eu nu văd copilul. Și fel de pandemie, și dacă sunt oameni protejați cu mască, și fel de pandemie, și fel... nu e de o zi, de două, de 3 ani. E de 3 ani și judecătoria asta să știe că eu au făcut definitiv, o obligat să-mi dai copilul. E știe de tata asta. E să face teoretic, nu știe că istoria mea e mai gine că să nu știe nimeni. În primul rând, bău, că altfel nu pot să mai exprim primarul. Primarul, eu odată eram și eram martor oameni și șeful de poliție era. Îmi spune mie și fel de tată ești tu. Cum și fel de tată eu dacă am crescut copilul la 16, la 4 ani jumate? Cum s-a mușcat el limba că îmi spune mie și fel de tată și eu? Dar unde era el atâta timp cât a crescut eu copilul că el era primar în sat? Cum poți să-mi spui el așa că șeful de post atunci era? Sunt băieți martori care au auzit atunci cum zis. Asta e un bouș cu B mare, primarul și ala. M-a fugit. De ce nu a stat pe el? Rog, fără ofense, dacă el e nesimțit, nu fie și dumneata. Domnule, dar cum să-i spun el nie, că el nie i-a spune, m-a gădat în cabinet și-o schiena și tot vreme primar, că el a spui mâna pe mine. Și fel de primar, el mi-a spus nie asta, cu botul și ala lui. Femeie, ascultă-mi. Și-o spune și chirtoacă mie, dar văd că acum nu-i primar și tot nu faci mare lucru. Domnul Oleg, ascultă-mi mine, ei au făcut consiliul de aista, au fost în consiliu, a intrat femeia sa, e medic de familie, a intrat el și șica lui femeia sa secretară. Asta e încălcare de lege. Și care poți să uite cineva care știe legea, asta e încălcare, nu poți să intri într-un consiliu trei din casă, doi nu-ți dă voie pentru că e conflict de interese. Și fostul soției până nu a luat și că fete din primărie, din punctul medical, e nu puteți să o dai acolo, fă de analiză, fă de nicăie, la școală, la Italia. Acum am înțeles cum am gândit așa cu advocatul și ne-a lămurit destul de ghine. Acolo încă nu știu, asistența socială nu știe nimic. Eu au dat copilul și nu știu că
ei și în căutare internațională, că la noi statul așa lucrează în Moldova, nu vezi cum lucrează. Judecătorul spune că lui ei a dat șeful, dar eu știu că cel mai șef are legea în față de ei și tot. Lasă-i pandemie, e asta. Dar și șeful trebuie să dea eu caz, că nu să fac o hotărâre și spui șeful că se dea ani, omul șal, omul șal, nici nu vă ducă în pușcărie. Că așa i-a spus șeful. Ori există o lege, în ce zbazați, în ce spune șeful, ori zbazați în lege. E că așa la mine fata a fost dată, fost soții. În lege e scris, nici într-o caz, fata nu trebuie și pe la mamă, lasă cu părintele care e atașat copilul. Dreptul copilului, în primul rând, e lege. Și că de atâta eu nu dau de cap, că la noi așa, așa atribuții. La noi eu sper că acum s-a schimbat. Așa bă, doamna Sandu s-a schimbat pe toți și s-a schimbat și a să lucreze după lege. Legea e foarte bună, dar e încălcată. E foarte tare. La mine s-a făcut hotărâre când trai la mama, mă mai repet încă o dată, a fost numai advocatul ei, judecătorul și fata cei care scrie. Știu? Advocatul meu nu a fost, pentru că ne-a scris că să dea voi să facă cunoștință, am cerere, am puștampul din judecătorie. Eu n-am fost, fă de mine, dar fă de mine să cheamă încălcare. Nu ne-a dat voie să mai exprim, nu ne-a dat voie să îmi spună fața instanță. Și așa și-o mă, curte de apel, o fost, că-i drept, eu anulat. Când hop de advocatul ei deștept, domnul Guțu, care a dus nu numai un copil așa pe școhtare, care acum el nu sunt gata, i-a dus copilul Italia, el nu vrea să știe, dar l-a luat pe Island mai deștept, pe Ion ăsta. Care și Ion ăsta au plâns când pe penal, la judecătorie, la Hrâncești, că e vine, e până la sfârșitul în 2009, până la sfârșitul 2009, începutul 2020, e copilul în țară. Все, s-a uitat, nu-i copilul, ea mu spune că ei o trimăs prin, înțelegi, cât de debil omul ăsta, el nu știe că eu să-i ridic, dar pentru asta mănânc pușcărie. Pentru că el mă cu amăjitul, o amăjit instanța, atunci acum iară amăjește instanța. Asta e minciună, asta, și instanța face o hotărâre, gata. Все, s-a uitat așa și el uită, dar eu nu uit, pentru că legea e pentru toți egală. El a spus, deși copil nu, el a spus, eu aduc, este audio, este registrări, nu. Este procuror acolo. S-au spus atâtea alte minciuni și s-au făcut atâtea alte ilegalități și nu au răspuns nimeni. Nu ta crezi că o să răspund acum pentru așa ceva? Domnul Oleg, nu e corect, dar deși trebuie să știem noi și nu trebuie și putea să la răspund. Eu nu tindem să taci, dar să nu-ți faci iluzii că o să existe justiție vreodată. Asta eu războiul nu-l câștigi până nu lupți. Nu e acord, sigur, n-ai nicio șansă să câștigi dacă nu încerci. Până noi lupta. Bă, Baia Sandu, o pierdut primara. Tot una lumea tăm s-o convins că e trebuie și bă. Și eu tot așa sper, pentru că dreptatea iese la suprafață. Și lui cu minciunile eu măs odată de ori, dar n-a să-i meargă tot vreme, pentru că eu văd ce face el. Și eu am spus la cealaltă care să judici le-am, să știi bă. Și eu cred că judecătoria asta n-a zis că am o hotărâre ilegală. Sper că să iei pe buchea legea, că n-ați mai facă de-am ce-au făcut până acum. Primarul, sper că de-am n-ați mai facă așa, și bă, e diferent de cetățenii satului. Pentru că el cum poți iei un copil din sat să-l duc, el să nu știe bun copilul. El să spui cu o dată judecătorie. E ca, eu asta nu pot. Un cap, o familie, eu știu din casa mea să-mi iei copilul și eu spun că nu știu unii. Așa e primarul. El răspunde de tăți cetățenii, deși până acum copilul nu umblă atâta timp la grădiniță, el nu bate pe set locul, copilul nu e și tot. El trebuie să zic că e cetățean al Republicii Moldova, el e obligat, el a dat jurământul, el răspunde primul și apă asistent social. Dar el ca un bou, el fuge, eu văd camera, din tăi te întreabă cine ești, îi spui cine ești, dar eu cu tine, eu nu trebuie să știu cine ești. Ai tras atenție, cum a spus el, ca un prostalan, el din tăi te întreabă cine ești, îi explui cine ești și el pe urmă răspunde că lui nu-i trebuie știi pe cine ești, înțelegi? Și om normal poate face așa? Un om care, cum ai spus, care s-o coate că e vinovat, el nici nu știe, el fuge, el nu știe ce spune. Cum a fost, eu a fost împreună, e că nici asta cel mai interesant. Primarul a devenit primar când era încă Voronin, înțelegi? O trecut partidul lui Plahotniuc, o trecut la Plahotniuc. Acum la conducere a lui Dodon, e la Dodon. Interesant, cine și bă el acum, dacă aș schișe ăștia, socialiștii?
Șeacă de și el scapă de ei să-și nu strași la răspundere, pentru că de atâta și nu strați la răspundere nimeni. Și eu cred că mă trebuie totală o schimbare în țară ca să lumea să nu suferi. Noi, cetățenii, să nu suferim. Pentru că s-au schimbat președintele, dar și de acolo rămân tot acolo. Astăzi e că astăzi i-a sunat iar domnul Mospan. Domnul Mospan zicea că ai noroc, eu m-am uitat la videoșeală că Brega s-a amestecat. Eu zic, domnul Brega e implicat la început, s-a amestecat, că văd că se încalcă legea. Azi, el Mospan? Da, azi eu două ori am fost în Parlament la dânsul. Și i-a scris lui Popșoi, i-am arătat tot videoșeală cu judecătorul și el a spus să-i dau un număr de telefon să mă sune un om. Și sper că totuși a să implice dam și ea. Sper, domnul Oleg, că totuși dreptatea se iasă. Tare mult a sferit eu și copilul meu, care l-am crescut de la 5 luni. Dar, în primul rând, copilul, dumneavoastră, înțelegeți, ei îl traumează până acum, psihic, copilul, să mă uit ca tată. Și nu trebuie mult să dovedesc nică, să dovedesc că eu sunt izolat de copil. Și eu am uneori spus la Curtea Supremă că n-are dreptul nimeni să izolezi copilul și e fașă intenționată asta, înțelegeți sau nu? Și eu azi am mai grăit cu un om care știe legea din Moldova și eu mi-a spus, traduc toate hotărârile judecăților din Moldova, să mă duc în Italia, să le traduc în Italia, să le dau prin notar, să mă duc în Italia, nici poliția sigur să-mi dai acolo copilul. Eu tot așa ți-am zis, dar dumneata nu crezi, dar vrei să aduc copilul acasă, la Putinești. Nu, eu aștept. Deci dumneata nu ești la Putinești, dar vrei să aduc copilul la Putinești. Du-te în Italia, aștept. Unde a ajuns mama cu copilul și acolo o să-ți dea întrevedere, o să oblige carabiniere, că nu ești lipsit de drepturi, deci... Copilul trebuie și adus înapoi, Italia n-are drept să-l ții, eu de tot așa aștept prin ăsta. Italia n-are drept, că Italia, dacă să-l ții, participă la furt cu mama. Înțelegi, nu? Deocamdată nu s-a demonstrat că ar fi fost ieșire ilegală. Cum, dar pui dosarul penal și dosarul penal nu l-a închis nimeni. Dosarul penal poate să-ți deschidă și dumitale 25 de dosare penale, pe orice acuzație. Trebuie să existe sentință, hotărâre, decizie, dosar penal. Nu, dar cum hotărâre, dacă nu găsești, nu, avocatul ei spune că într-o rutieră îi trimite, el judică, ia pe interese, prin rutieră face. Cum poți să o caute? Că cum se închipă așa? Poți și prin internet să facă dosarul, să faci și să se închidă pe internet? Să o judece în lipsă sau să ceară extrădare dacă cred că e ilegal, dar probabil sau nu vor, sau sunt incompetenți, sau legea nu prevede. Nu vezi, mă auziți. Advocatul ei spune ședință că el a făcut prin rutieră cu dânsa. Judecătorul văd, asta e ilegal. Cum dar poți și spune? Eu eram acolo, eu am filmat asta. Crezi că n-am auzit ce-a spus? Nu, pe că asta, nu vedeți că e ilegal. Omul nu poți să facă, cum... Judecătoria asta e anulat pentru că a fost la advocat poporul, e anulat la executorul judecătoriesc cu o intenție, care că e cu 9 zile mai înainte, o luat cu alimentele, copilul nu e ăsta, este de așa definitiv cu 9 zile înainte o luat la ăsta și eu anulat-o și gata, cu alimentele uitate. Cât trebuie să dau alimente la copil. Copilul i-a scus de mine, eu nu știu și cu viața lui și eu îți plătesc alimente. Și nici nu știu și așa la era atunci, încă văd că mama o spuneam, nu e așa la ușă la judecătorie. Ea să facă prin alimente și a să mă lipsească de drepturile părintești. Dumneavoastră, înțelegeți, e de-am s-a făcut și planuri cu advocatul ei și a să facă. Și că de atâta eu își zic, ei ar trebui și toți tras la răspundere. Mai mult să teamă să fac cineva așa, că a să fac tot înainte. Și copiii suferi, generația tânără suferi la noi în țară. Și e foarte tare, ne-a plăcut cum acum a ieșit Tesla la votare. Foarte tare ne-a plăcut. Doamne și cozi era aici. Și a fost chiar special la ambasadă, m-am uitat. N-avem că numai telefonul l-am uitat la lucru și n-avem și filmat atunci. S-a avut deodată în ăsta. Foarte tare lumea, tare soșă. Să nu gândească Dodona este că Dodon, cum nu mă văz câte ori am protestat la dânsul la președinție? Cum nu văz cu un copil, nu e în țară, un cetățean al Republicii Moldova, el e fruntea țării. El de mult trebuie să facă o ăsta la, nu iuriști, dar el ca președinte țării să dă o ăsta în Italia să doar copilul. Și Italia mai repede trebuie să uită la dânsul decât la mine un cetățean simplu, ori nu? Dar ziceai că și la Maia Sandu-i protestat când era prim-ministru și nu te observa. La Maia Sandu, dar nu s-a auzit și n-a dovedit e, n-a dovedit, n-a avut când e, domnul Oleg, n-a avut când. Când ne vezi să putem să avem pe tușul scosul. Eu sper că cum a început e legea face și bă, aveți și bine cu copilul de mult adus. Dar nu i-a dat nimeni voie. Oricum, și acum, în funcție de președinte, tot nu are multe instrumente, nu poate scoate, spune la loc judecători, nu-i despot, nu-i împărat. Da, o să încerce să propună sau
Vom vedea. Sperăm dăm și parlamentul are și așaista și totuși... 50 deputați dintr-o sută. Lumea vrea schimbări și să facă și la aici, cred. Poate o face alegeri anticipate. Lumea, dacă și bă, domnul Oleg, aici și eu sper că lumea și bă, pentru foarte mult o suferit, nu știu unul care suferă așa, foarte multe lumea ca mine. Foarte, foarte mulți copii plâng așa. Chiar mă uitam, vorbește Moldova, cum e, nu poți să o faci nici animală. Eu au dus copilul la aici și ei s-au dus în țară la Vălești, Moldova, dar copilul ei cu nici soacră nu era. O lăsat femeie străină, e Moldova, dar copilul în altă țară. Și ei advocații au spus, femeie dragă, și ei au pus interdicție, copilul era în România, e în Moldova și în câte zi, 7 luni de zile avea interdicție de ieși în România. Așa e că, așa, eu sper că moldovenii să înceapă a lucra legea, să înceapă cum, legea e foarte bună, numai e încălcat tare. La mine, în cazul meu, fata categoric nu trebuie să-i dea ei, categoric. Pentru că legea, în lege și-i prevăzut asta. Copilul rămâne cu părintele care e atașat. Acolo nu scrie cu mama oricutată, dar cu părintele care e atașat. Dar în cazul meu, copilul pe dânsa nici nu știe pe mamă. Pentru că eu le-am pădat-o foarte mic, e 5 luni de când le-am pădat-o. Mi-ai spus asta de fiecare dată. Presupun că deja și spectatorii știu. Cum lumea să vadă, să știe, bă, cum un tată și ei s-a dus acolo dorne cu moșneagul, pentru că e pentru asta și s-a dus. Și ei spune lui moșneag că e nu poate trec, eu o bătem. Că eu bat pe căruț, că eu mă bat pe săclopul. Ceacă și... E dâză, da, săraca, femeie, dar e nu o să eu lăsat doi copii. Una, un copil de fată mare făcut și un copil cu mine, așa rău. Este minima că era viața ei în pericol, dar viața copiilor ei nu era în pericol, înțelegi? În orice caz deamă pe dânsă nu trebuie să înțeleagă nimeni și o creadă. Nu bine, sperăm, domnul Oleg, așteptăm azi de mamă aici, două ce fac și Moldova, dar Catarii ne idem și Moldova acum, nu, nici judecătorie Catarii nu poate să facă nică, înțelegi ori nu? Ei au știut că ne-au făcut asta și au dat ei copilul și au dus. Și scotare că gata, Moldova n-a scoată. Și așa că Moldova vine în Italia. Acum de mă așteptăm cu asta, comandat pe Ministerul Justiției, prin convenție la Haga. Și altfel Moldova nu poate să facă nic. Și așa fac, și așa le dai comanda și din Moldova, ori eu să mă duc că ăsta. Înțelegi? E copat nici nu știu că copilul și are dosar penal deschis. Dar eu sunt mai mult discutat cu cei că eu băgat câteva mii de euro la moldoveni și moldoveni de tata nu vreau. Vom vedea ce vor face autoritățile românești și cele italiene. Așteptă ce să facă și la urma urmei, dacă ceva că eu le am aici, să te-am tradus în italiană, și aici aș mă duc în Italia și aș văd vreau la executor și judecătorie să-mi dea un răspuns că el nu poate găsi. Și să vadă autoritățile italiene că ei o caută și executorul și aici, și este o hotărâre, unii ei obligate. Și de-am în baza la asta eu copilul nileu, înțelegi? Pentru că cum aș fi a Moldovei, dar e hotărâre de judecată. Și ar trebui să respecte și Italia hotărârile. Nu aș fi, bă, sunt cald și ei legile. Bine, îți doresc o seară bună, dar este, domnule, și mulțumesc că m-a ascult și m-a înțeles cât de mult am suferit și sufer încă. Da, copilul și ala. Copilul, nu știu, eu nu știu, dar eu sper că m-a ținut minte, că era mare, ca tată. Nini au rămas memoriat în cap cum o luat-o ești ține cu ambele mâini de ăsta. Ei ne-au stricat telefonul cu video care avem eu demonstrez la tău, ei ne stricat telefonul. Și nu s-au păstrat telefon pentru că tamana era e scos oprit, aici avea să oprească, dar tamana înregistram. Și nu s-au păstrat video, și când e copilul și cum plânge. L-am stâns ei să o lea cum advocatul e acolo, dar să-i puțin de tăptăt. A fost stâns și a pornit pe iar. Când copilul ei ne-au stricat. Dar sperăm că video cel mai bun în aici, că video nu poți să măjești, nu poți să aici, dar omul îl cumpere, îl vinde. Ori nu-i corect. N-ai văzut dosare cu video și în care vinovatul scapă basma curată? Acum mai dă un o fetiță din sat îmi scrie pe asta, mă întreabă numărul de la procuratură. Pe urmă zic, ea, n-ai putea scrie. Începă grei cu dânsa ei spune că ea ca. Este un polițai în sat, el polițai la Gura Căinari. El lucra la Gura Căinari la Ruslan. Chiar public nu mă tem să știe că ăsta.
Și acolo nu și-a avut el conflict între cu ăștia, colegi la lucru. Luat la dat afară și cheamă poliția. Vine și-al din sat încolo și a spus că așa singurul o căzut jos. Așa la scrie, i s-a spus să-l închide chiar atunci, că eu rup mâna el în două ori. El cu mâna ruptă în două ori, fără de gips, duce la nu știu, în pintul ce nu știu, la mare. Vine înapoi, spune, și eu scare, și de la punct, zic, tot locul noi. El și de trei luni închis. Și eu sunt procedic judicată de la noi, n-a să-i facă, să-i facă folosul lui. Ei, unul pe altul e cașel la noi, unul pe altul chiși, colegii ei se ascund unul pe altul. Da, și ne va suferi, așa de lipsit de libertate atâta timp. Și încă una, Oleg, Хьорсу и на уголовный розыск. Алло, полицай аиста. А ту и сара доферешь, ши аиста, кари партия батамата, ши лоуши спечала, на кто шест на полиции. Ши Хьорсу и на уголовный розыск. Да, Хьорсу аре дрепту ладышки, на уголовный розыск. Ши аре окемат медику лежит, полиция ушла медику лежит. Пэ, как будто я очка, да, клоз веди, де дубища, тэпцейста. Все кашеди, де вот три луни. Mie și-a înferișare cu chimii tăi cu dânsoare ăștia și-a de închis la... Și nici advocatul s-a străuit să-l mute la bălți, să nu să-l judice la noi, la Forești, la Suroca. Pentru că eu tot... Cătare la mine nu trebuie, de mult trebuie să mute de la Forești. Pentru că e unul pe altul să ascunde acolo. Înțelegi? Acum al de Ghiba, care l-a președinte, că pe deputatul și-a vrut să-l calce. L-a scos, când Nastase a fost, i-a dat demisia și el și comisarul. Dar Ghiba, când fata mea o scos, el atunci era el. Când am fost, eu scriu plângi de fata Nunii, Ghiba era în locuie pe comisar, el era comisar adjunct. Și-o scriu să dau ție pe asta, cu anchetatoare bună, tare bună, și nici dosar penal nu se deschide atunci. Că atunci au fost și-o pe contravențională, procuratură, a făcut totuși o găsătul că e vinovată. Am avut dosar cu telefonul și s-a adevărat că intenționat mi-a stricat telefonul. Eu pus, mi l-a plătit, o trimis ăsta și mi l-a plătit telefonul. Dar acum nu trebuie să o găsați că ăsta și l-o duc și gata. Înțelegeți? Aici dar are interes ceva și instanță. Așteptăm, sperăm că acum se schimbe. O vedea și judecăți să-i în decembrie, că le-am două, și ați mai spune. Și aștept la Italia răspuns. Nu-i trebuie la Italia răspuns în dăi ori negativ, ori pozitiv, că se pot da la Curtea Europeană, de-am înțeles? Am să-i spun cu dreptul omului. Cum Italia sunt dăi copilul? Cum nu ți-a dat Moldova? Nu, dar păi lasă-mi explici, Curtea Europeană sunt dăi. Și drept are Italia, Italia niciun drept n-are să-mi ții copilul acolo. Bun, dar o seară bună. Noroc. Mă ascult și mă înțelegi. Hai, noroc. Noroc.